Bun găsit, sunt Sebastian Zacman și vă invit la România Politică. O Românie politică extrem de agitată, deși PSD și PNL sunt împreună, nu lipsesc ironiile din campanie, nu lipsesc atacurile, am putea spune chiar, între cele două tabere. Totul a pornit de la o declarație a lui Rareș Bogdan, cine altul, care a spus că în administrațiile liberale curg lapte și miere, au sărit cei de la PSD, unii primari chiar pe bună dreptate, spunând că și orașele lor arată foarte bine. În același timp, partidele depun în continuare listele cu candidați pentru alegerile europarlamentare. Au reușit să strângă semnăturile și candidații independenți, și Nicu Ștefănuță și Vlad Gheorghe, și Partidul Reper a atins borna de 200.000 de semnături strânse, și UDMR astăzi a depus listele cu candidați. Deci începem cu opoziția, cu UDMR alături de noi prin telefon, domnul Ciomo Boton, liderul deputaților maghiari. Bună seara, domnule Boton! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cum a fost să strângeți semnături, domnule Boton? Că văd la unele partide, sigur, mai mici decât UDMR, care s-au plâns foarte mult de acest prag de semnături, 200.000. La noi a mers bine. A mers mai bine decât în 2019, după părerea mea. Eu sunt clujan și am văzut în județul Cluj ce s-a întâmplat. De exemplu, în municipiul Cluj-Napoca, unde câteodată, în anumite cazuri, ne-am confruntat cu anumite dificultăți în privința adunării semnăturilor, acum nu am avut nicio problemă. Ba, din contră, am adunat mai multe, am strâns mai multe semnături decât era prevăzut pentru organizația județeană Cluj. Deci, eu zic că a mers bine, am strâns aproape 300.000 de semnături, a mers bine. Au semnat și români pentru candidatura UDMR? Sau da. Aveți doar de la, da, din comunitatea noastră? Păi la Cluj vă gândiți, de exemplu, eu vin de la Cluj, da, sigur că au semnat și români. Asta e un semn bun, că nu mai există această ură interetnică. Au semnat și la, am avut un stand, de exemplu, în centrul Clujului, unde au semnat și români. E perfect. Deci 300.000 ați strâns, intrați cu această cifră în campania electorală. Nu vă e frică că s-ar putea să nu faceți pragul electoral? Asta nu pentru că nu v-ați mobiliza electoratul, ci pentru că sunt aceste alegeri comasate, localele cu europarlamentare și nu, o prezență mai mare. Nu ne este frică de acest aspect. Sigur că aceste alegeri s-au comasat. E foarte important ca și maghiarii, cetățenii de etnie maghiare, să meargă în aceeași proporție la vot ca și românii. Asta s-a întâmplat și în 2019. Dacă nu există o diferență în privința participării la vot, atunci nu va exista nicio problemă. Nu ne este frică de acest fapt. Cred că și faptul că am mers bine și am strâns foarte ușor aceste semnături atestă faptul că ne putem aștepta la un rezultat bun. Domnule Boton, Rareș Bogdan spunea ieri că în administrațiile PNL curg, citez, lapte și miere. În orașele... Bine că n-a zis că curge pălincă. Ce a zis, lapte și miere. mai curge și fiere în campania electorală, să știți. Da. În orașele, în orașele cu primarul UDMR ce curge? Eu nu vreau să zic ce curge. Eu cred că în orașele conduse de primarul UDMR au fost finalizate proiecte foarte importante pentru comunitățile locale și cred că primarul UDMR și-au făcut bine treaba. Nu vreau să mă exprim așa în mod plastic cum a făcut-o domnul Rareș Bogdan. Nu vreau să spun ce curge acolo. Dar cred că lucrurile au decurs bine și au toate șansele toți primarii care sunt acum în funcție să fie realeși în data de 9 iunie. Deci care e miza? Ca toți primarii să fie realeși sau să mai câștigați ceva în plus? Păi sigur, miza e să păstrăm acel număr de primari pe care avem și sigur dacă mai câștigăm în plus, dar ce mai important pentru noi e să nu pierdem. Domnule Boton, dumneavoastră sunteți mai relaxat acum din opoziție. Cum vedeți lucrurile în tabăra puterii? După 9 iunie s-ar putea rupe coaliția de guvernare sau e un scenariu cu zero șanse? Nu cred că se va rupe. Nu că aceste ironii care mai există între cumva sunt și normale, aceste asperități care mai apar și anumite distensiuni, dar nu cred că aceste distensiuni vor intra într-o fază în care să se rupă această coaliție. Cam și sondajele converg în această direcție. Eu cred că coaliția va funcționa și după 9 iunie.
Domnule Boton, dumneavoastră spuneați că ați strâns semnături la Cluj, sunteți din Cluj. Cum se vede de acolo competiția pentru primăria capitalei? La Cluj, cum să vă spun, e puțin interesant din acest punct de vedere. E mult mai multă stabilitate la Cluj, de exemplu. Sigur că mai există așa, există mișcări electorale, dar nu în același calendar, să zic așa, sau în același registru cum există la București. La Cluj chestiile sunt mai calculate, să spun așa, decât la București. După părerea mea, de la Cluj spun că există foarte multe necunoscute la București. Nu aș putea pronunța în privința rezultatului alegerilor locale de la București. Dar simțiți că s-au schimbat lucrurile în ultimii 4 ani cu administrația aceasta, Nicușor Dan? E foarte greu de spus. Noi suntem deputații, suntem de luni până miercuri la București. E foarte greu să am o viziune de ansamblu și să spun așa că orașul s-a schimbat în bine. Nu cred că ar fi relevantă opinia mea în acest sens. Bun, dar dacă vă uitați așa la tabloul candidaților, îl creditați cu mai multe șanse pe domnul Cârstoiu, candidatul PSD-PNL, pe primarul în funcție sau pe... Aritmetic, dacă mergem pe logica aritmetică și pe logica indicată și de sondaje, precum că PNL și PSD, de exemplu, la europarlamentare, vor avea mai mult de 50%. Acest lucru s-ar putea reflecta și în București, dar nu e sigur, nu în mod cert, nu pot să spun că sigur se va întâmpla așa, dar are șanse, dar e greu de spus, sunt multe necunoscute. Vă așteptați ca PSD și PNL să atingă 50% la europarlamentare? S-ar putea să existe acest lucru. Eu nu știu, e greu să spun, dar nu pot să exclud această variantă. Și sunt două partide mari, da. Există această șansă. Dar cum vă explicați atunci că PSD și PNL, de la această bază extrem de solidă pe care o au nu doar în țară, ci și în capitală, n-au reușit să găsească un candidat propriu pentru primăria generală și au avut nevoie să-l aducă pe medicul Cârstoiu ca să-i pună pe picioare? Au fost și multe orgolii, cred eu, acolo. Au fost și multe, orgolii și multe ambiții personale. Nu vreau să intru în detalii sau în bucătăria internă a altor partide, dar cred că orgoliile și ambițiile personale au făcut ca să existe această soluție cu domnul doctor. Pe domnul Piedone, cum îl vedeți? Cum vedeți prestația sa până acum? Vă place cu parizerul, cu roaba? Nu prea. E face, cum să spun... Face mai mult scandal decât campanie, după părerea mea, e o părere personală. E multă butaforie acolo, nu știu ce să vă spun. Deci nu vă place stilul său de a face politică? Sincer să vă spun, nu. Am înțeles. Mulțumesc mult, domnule Ciomo Boton, pentru explicație și vă mai aștept aici la România Politică. Mulțumesc și eu pentru invitație. Am pornit această discuție de la Cluj, acolo unde domnul Boton a strâns semnături pentru UDMR, este parlamentar de Cluj. Rămânem tot în această zonă a Clujului. L-avem alături de noi pe europarlamentarul Daniel Buda, europarlamentarul liberal Daniel Buda. Bună seara, domnule Buda! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule Buda, ultima dată când ați avut emoții la locale a fost acum exact 20 de ani, în 2004, când domnul Boc a reușit să câștige primăria capitalei. Emoția am avut cu ocazia fiecărui tur de alegeri, stimate domn, pentru că la fiecare tur de alegeri ne-am propus să fim primii, să fim cu cele mai multe voturi, să încercăm să ajungem la cât mai mulți oameni, să mulțumim oamenii și emoțiile acestea sunt și între cele două tururi de scrutin, pentru că dacă ești preocupat să crești nivelul de trai, să vină așteptarea românilor, să încerc să le satisfaci de nevoile. E un lucru complicat și complex și nu e un lucru puțin până la urmă, dar desigur, asta este menirea oamenilor politici și cei care ales să facă politică trebuie să facă acest lucru în fiecare zi. Cum vedeți de acolo, de la Cluj, unde sigur lucrurile sunt mult mai liniștite pentru PNL, domnul Boc e ca și reales primar, cum vedeți agitația de la București, aici unde candidatul PNL, sigur susținut și de PNL și de PSD, medicul Cârstoiu, îl vedem de avea pe locul 3 în sondaje? Stimată doamnă, eu mă uit un pic cu îngrijorare la București și mă uit, nu neapărat că sunt din Ardeal, o capitală Ardealului și așa, unde oameni sunt mai așezați puțin. Mă doare, nu că mă deranjează, mă doare foarte mult că
orașul București, capitala României, nu este acolo unde ar trebui să fie și unde ar fi putut să fie, având în vedere fondurile europene pe care le avea la dispoziție. Am avut congresul Partidului Popular European la București în urmă cu o lună și jumătate și mi-am dat seama, colegii ne-au spus ce înseamnă de fapt, sau mă rog, ne-au întrebat colegii de ce București nu s-a mai dezvoltat având în vedere fondurile europene pe care le aveam la dispoziție și am spus, ne pare rău, dar se pare că primarul n-a avut cea mai bună prestație în această perioadă, deoarece, repet, am avut la dispoziție foarte multe fonduri europene și acolo câteva dezbateri televizate unde cei de la USR ne explicau care erau nevoile financiare ale Bucureștiului și cât de mulți bani ar trebui să fi fost investiți. Se pune o întrebare foarte simplă, de ce totuși la București nu se pot absorbi banii europeni, pe când la Cluj, la Oradea, la alte orașe se pot absorbi acești bani, câtă vreme avem aceeași legislație la nivel național. Acum, evident că ne interesează pe noi cei de la PNL și de la PSD să venim cu o opțiune, să venim cu o opțiune pe care noi o apreciem ca fiind absolut indispensabilă pentru orașul București în acest moment. Pentru că domnul Cristoiu este un om care și-a demonstrat competențele profesionale managerind, iată, spitalul universitar la un nivel de excepție și suntem absolut convins că, având în vedere aceste calități pe care domnia sa le are, va putea să transpună abilitățile profesionale și ce înseamnă managementul la nivelul capitalei, la nivelul Bucureștiului. Faptul că asta se află doar în diverse sondaje, pe o poziție, știu, undeva pe locul 3, după Nicușor Dan, după Piedone și după cei doi, e o chestiune care este oarecum normală și firească, pentru că abia acum a fost lansat într-o bătălie electorală. Are un spațiu destul de mare de creștere. De mine mă surprinde foarte mult un lucru și vă spun asta cu mintea ardeleanului, să zic așa. Nu se poate totuși ca așa altfel pe care le respect, pentru că le respect pe toată lumea. Și Piedone, care dacă te uiți în sectorul domniei sale, nu a avut o performanță administrativă de excepție, să fie la un astfel de cotă de încredere. Mă surprinde sincer și vă spun, așa se vede de la Cluj. Dar până la urmă, vedeți dumneavoastră, fiecare om așa doamne cum își așterne. Și alegătorii la fel vor dormi după cum își vor așterne. Eu însă vreau să cred că, și sunt convins de altfel, că domnul Cristoiu va fi primarul capitalei după 9 iunie și va duce capitala acolo unde este locul în rândul capitalelor europene. Pentru că, repet, îi cunoaștem performanțele domniei sale legate ce înseamnă managementul unei instituții. Domnule Buda, dar credeți că mai prinde stilul acesta de a face politică, de a face campanie cu parizerul pe hârtie, cu roaba și cu mersul pe șantier? Stimate domnule, nu știu cum aceste sondaje cât sunt ele de valabile și așa mai departe. Deci eu ca și om politic, de-a lungul timpului, n-am pus foarte mare bază pe sondaje. Iertați-mă, dar se pare că electoratul din București este un electorat puțin atipic. Este atipic față de cel din Transilvania, unde dacă te duci cu astfel de abordări cu palizări pe bucata de ziar sau cu tot felul de chestiuni, s-ar putea să fii luat la bastoane, să spun așa, da? Cu picioarele în spate. Mai se pare că la dumneavoastră aveți un pic un alt stil de lucru. Eu cred că nu. Face puțin așa se dorește să se prezinte în momentul de față ca fiind un stil de a face o campanie electorală. Eu vreau să cred în maturitatea electoratului bucureștean că va ști să deceleze între ceea ce înseamnă o persoană care are viziune despre dezvoltarea și modernizarea Bucureștiului și unul care vine să mănânce parizări sau să facă tot felul de chestiuni pe șantiere. E o diferență majoră între ceea ce înseamnă o abordare sănătoasă a unui management performant, dacă vreți, la nivelul Bucureștiului. Eu cred că capitala României are astăzi oportunitatea și posibilitatea și cetățenii de aici să vină până la urmă cu un om cu o altă valoare și cu o altă ținută profesională și morală să facă ceea ce este necesar în orașul București, pentru că vă mai spun un lucru pe care multă lume îl cam ignoră și nu spun de la mine citire, pentru că chiar dacă uneori am avut aceste abordări, dar și Josep Borrell ieri spunea în felul următor la o dezbatere de la Bruxelles. Într-o formă sau alta, Uniunea Europeană trebuie să conștientizeze că un război de durată în Europa nu este de domeniul fanteziei. Deci avem niște provocări majore dacă fi resurse financiare europene astăzi și nu mâine, pentru că nu o să mai avem la dispoziție astfel de resurse financiare europene pentru a ne dezvolta și modernizarea
întreaga România, poate mai mult Bucureștiul, la care țin foarte mult, pentru că, repet, este oglinda până la urma României și am suferit foarte mult când colegii mei din Germania, din, știu eu, Olanda, Franța și mai departe, m-au întrebat de ce nu s-au absorbit banii europeni în București. De aceea vreau să cred, și datoria mea să cred, că bucureștenii vor ști să aleagă pe 9 iunie un om cu competențe profesionale desăvârșite și un om care a demonstrat până acum unde a fost, că știe să facă performanță administrativă. Este extrem de important acest lucru. Sigur, să se uite bucureștenii la nivel general ce s-a întâmplat în sectorul domnului Piedone. Sunt mulțumiți de felul în care s-a dezvoltat acest sector? Eu vreau să cred că nu, pentru că este important să tindem și să ne dorim performanțe de excepție, care nu sunt generate de a plimba pe șantier. Sigur, poți să faci astfel de lucruri, nu că aveți nici de discuție. Dar în momentul în care vii și le expui în spațiu public și, de fapt, încep să acapareze electoratul, comportându-te de această manieră, fără să vii să pui pe masă niște proiecte, o viziune despre ceea ce înseamnă dezvoltarea și modernizarea Bucureștiului, mi se pare un pic cam mult. De aceea vreau să cred, totuși, în ceea ce înseamnă maturitatea electoratului din București, că va ști să aleagă cu mintea în 9 iunie. Domnule Buta, sunteți pregătit ca europarlamentar să vedeți acolo la Bruxelles și la Strasburg al treilea grup ca mărime format din naționaliști, din extremiști, din anti-europeni? Sincer să fiu, e foarte greu să cred că vom fi în această situație și în același timp mi-aș dori foarte mult să nu fim în această situație. Și dacă ne uităm puțin la declarațiile domnului Claudiu Târziu, care sigur au fost în spațiu public, însă în opinia mea insuficient dezbătute, în momentul în care a semuit, Bruxelles-ul cu înalta poartă, se pare că este un discurs extrem de periculos. Să nu vii să spui că România a primit 60 de miliarde de euro, bani care se regăsesc astăzi în toate lucrările de infrastructură la nivel național. Trebuie să spui că doar că Bruxelles-ul îți impune doar reguli care sunt descrise de realitate, mi se pare absolut inadmisibil. Și din păcate vedem că aceste lucruri se întâmplă nu doar în România, se întâmplă și în alte state ale Uniunii Europene și de aceea acest curent extremist trebuie să fie combătut din toate puterile, pentru că istoria se poate repeta fără nicio de discuție. Și dacă vă uitați puțin în urmă, în anii 1933, adică au precedat, să spun așa, a doua conflagrație mondială, sunt lucruri care se întâmplă cu, ca și cum ar fi o copie la Indigo. Și este datoria noastră ca oameni politici, ca decidenți, sigur, în limitele pe care le avem, să conștientizăm opinia publică despre ceea ce înseamnă pericolul extremist, creșterea pericolului extremist, despre ceea ce înseamnă beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană, plecând de la fondurile europene care astăzi au schimbat fața tuturor localităților din România și ca alegătorii să aibă posibilitatea de a decide în cunoștință de cauză care sunt persoanele și care sunt partidele care pot să le reprezinte în mod corect interesele la Bruxelles, acolo unde se fac politicile care pe urmă sunt implementate la nivel național. De aceea, pentru noi este o provocare majoră să, ca și europarlamentari, ca și responsabili politici, pentru că și eu sunt președinte de organizație în județul Cluj la PNL, să pot să conștientizez opinia publică despre pericolul curentului extremist, despre ce înseamnă extremismul la nivel european și în același timp să țin cu dinții despre ceea ce înseamnă consolidarea proiectului european la nivel național și, bineînțeles, la nivel european. Pentru că altfel riscăm să ajungem acolo unde spunea Josep Borrell în cursul zilei de ieri. Să avem perspectiva unui război care, așa cum a spus el, nu mai este o fantezie, ci spunea domnia sa că nu trebuie să ne fie frică să recunoaștem aceste lucruri. Domnule Buda, ce obiectiv aveți dumneavoastră coaliția PSD-PNL la europarlamentare? Să vă apropiați de 50%, să scoateți cel puțin 15-17 europarlamentari, să scoateți un scor mai bun la locale decât PSD? Care e obiectivul partidului? Evident că obiectivul acestei alianțe este de a lua cele mai multe mandate de europarlamentar și sunt de vreo 20 de ani președinte de organizație, niciodată nu am stabilit un target absolut sau în cifre absolute. Ne dorim și ne propunem să fim câștigătorii acestei bătălii electorale, conștienți fiind de faptul că
avem în spate cea mai bună garnitură de europarlamentari care sunt capabili să reprezinte interesele României în spațiul european. Evident, în același timp, ca și partid politic, ne dorim să avem cea mai bună performanță electorală din perspectiva ceea ce înseamnă votul politic, ceea ce mă refer la PNL, pentru că splităm discuțiile legate de lista de europarlamentari și ceea ce înseamnă până la urmă lista de, sau Partidul Național Liberal. Și evident să ne propunem să conștientizăm opinia publică să vină și să vadă în noi, în cei de, la, de dreapta, ca fiind alternativa la ceea ce înseamnă dezvoltarea, modernizarea și progresul societății, astfel încât administrațiile liberale să fie puncte de referință pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea și modernizarea României. Și vă spun un lucru pe care dumneavoastră ca și jurnalist ar trebui să le evaluați, poate că nu acum în campania electorală. Cum, Dumnezeule Doamne, se poate ca totuși în Transilvania, unde sunt administrații liberale, să avem o absorție a fondurilor europene la niște cote extrem de ridicate și, în altă parte, cu aceeași legislație, cu aceeași birocrație, să nu avem absolut de fondurile europene? Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care ai o asemenea dezvoltare cum este Clujul, ai de-a face cu ceea ce înseamnă un fenomen migraționist în interiorul României, o presiune foarte, o mutare a populației, dacă vreți, din Constanța, din Galați, din Brăila, din sus, până vezi noastră, la Cluj. Ori acest lucru vine și pune o presiune foarte mare pe ceea ce înseamnă administrația clujană, de exemplu. Eu mi-aș dori ca fiecare cetățean din România să se simtă bine acolo la el, acasă. Sigur că suntem bucuroși de oaspeți întotdeauna, dar mă interesează să pot să-mi dezvolt România și regiunile din România la un nivel și la o cotă astfel încât fiecare cetățean să se simtă bine la el acasă. Eu sunt membru și în Comisia de Dezvoltare Regională în Parlamentul European și am avut o discuție extrem de consistentă ieri cu doamna comisar Ferei, la Comisara Securitatea de Coeziune, și noi acolo discutăm foarte mult de ceea ce înseamnă o dezvoltare a regiunilor, nu a țărilor. Pentru că regiunile sunt cele care trebuie să se dezvolte de maniera în care să își poată ține oamenii în interiorul acelor regiuni. Și avem de-a face cu, iată, din nefericire, în România cu una dintre cele mai sărace regiuni din Uniunea Europeană, zona de, de est, zona de Vaslui și așa mai departe. În același timp avem regiunea de Transilvania, de nord-vest, unde este Clujul, Bihorul și așa mai departe, printre cele mai bogate la nivel european. E o chestiune care ar trebui să fie studiată și, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă dezvoltarea tuturor regiunilor din România, de a lua exemple de bune practici, fără să ne fie rușine să facem acest lucru, ce s-a întâmplat la Cluj, la Bihor și așa mai departe, să facem mutandis în estul Europei, în estul României, să putem să dezvoltăm până la urmă și aceste regiuni de o manieră în care, repet, România, într-adevăr, să fie o țară de unde să nu mai plece cetățenii în afară în vederea unui, sau în căutarea unui trai mai bun. Deci sunteți total de acord cu colegul dumneavoastră de partid, domnul Rareș Bogdan, care a spus că în administrațiile liberale curg lapte și miere, pe când în administrațiile socialiste nu chiar. Haideți să vă spun un lucru. Eu nu spun neapărat că ele avem de-a face cu o curgere a laptelui și a mierii în astfel de regiuni, dar, și nu spun eu, nu spun Rareș Bogdan, o spun cifrele până la urmă și o spun asta cu regret, ca să ne înțelegem. O spun cifrele care astăzi vin și ne scot în evidență faptul că acolo unde ai avut administrații liberale, performanțele din perspectiva absorției fondurilor europene au fost de excepție. Asta este realitatea, nu vreau să spună Daniel Buda sau spună Rareș Bogdan. Sunt niște realități care, să știți că pe undeva ne dor, pentru că noi cu toții suntem români. Ne-am bucurat să avem de-a face cu ceea ce înseamnă o creștere a investițiilor în toată România până la urmă. Nu? Dacă discutăm de autostrăzi, dacă discutăm de spitale, păi, iertați-mă, și la nivel de Cluj, cele mai bune spitale din regiunea Clujului sunt trenurile care duc la Cluj. De ce? Pentru că avem medici de excepție. Adică, mă interesează, în toate să spun, și sigur, acum este campanie electorală, fiecare încearcă să spună cât mai multe lucruri bune despre unul sau despre altul, dar mă interesează să ne putem dezvolta și moderniza România în toate regiunile ei, pentru că până la urmă vorbim de niște bani pe care România are asta la dispoziție și încă o dată subliniez acest lucru, respectiv că nu o să mai avem acești bani în viitorul apropiat pentru a ne putea dezvolta și moderniza România, pentru că vor veni alte provocări la nivelul Uniunii Europene. Fie că dacă discutăm de extinderea Uniunii Europene, care va presupune să se trimită bani și în alte regiuni, la zona Balcanilor, Moldova, Ucraina și așa mai departe, dar este această provocare majoră pe care o avem, și anume nevoia de înarmare la nivelul Uniunii Europene,
o nevoie despre care nu se vorbește suficient de mult, pentru că lumea este frică și sigur nu vreau să stârnim neapărat panică, dar este o nevoie reală, pentru că știm foarte bine ce s-a întâmplat, de exemplu, în perioada pandemiei, când am avut nevoie de combinezoane și de acele banale măști de protecție pe care nu le-am avut la nivelul Uniunii Europene și le-am importat din China și de multe ori erau de calități îndoielnice. Cam aici suntem în această situație și de aceea este important, sigur, să avem în vedere că această componentă, pentru că războiul din Ucraina este departe de a se fi încheiat și perspectivele sunt destul de sumbre din acest punct de vedere. Și de aceea este important să avem un sistem de apărare bine pus la punct și la nivel european. În același timp, așa cum am spus, este important și le tot spun primarilor, acum mai ales că ne vedem destul de des în această perioadă, legat de ceea ce înseamnă nevoia de a trece peste pașii birocratici, de a trece aceste proceduri birocratice pe care le mai avem încă de parcurs, dar să facem tot ceea ce este necesar să aducem banii europeni în România, în fiecare comunitate, să ne putem dezvolta, indiferent că discutăm de drumuri, poduri, indiferent că discutăm de spitale, de școli și mai ales că discutăm de mediul privat, pentru că e o chestiune care scapă de multe ori dezbaterii publice, faptul că avem foarte multe resurse financiare care se duc în zona privată și, de fapt, ajută sectorul economic și de afaceri pe foarte multe paliere și acest lucru, din păcate, nu spune foarte mult, că, de fapt, sunt și bani europeni în această zonă, ca să nu mai vorbesc de ceea ce înseamnă, până la urmă, banii care vin în agricultură, unde avem 20 de miliarde de euro preconizat să fie folosit în agricultură în această perioadă de 7 ani, care sunt eminamente bani europeni și fără de care, pe de-o parte, fie că fermierii nu s-ar putea desfășura activitatea, dar pe de altă parte suntem în situația în care, desigur, mâncarea ar fi mult mai scumpă dacă n-am avea aceste resurse financiare de la nivel european care să le trimitem în agricultură. Deci iată de ce avem provocări majore legate de această perioadă și să dea Dumnezeu să trecem cu bine peste această perioadă electorală, să spun așa, și să ne continuăm activitatea în ceea ce înseamnă dezvoltarea comunităților românești din fiecare colț, așa până încât să putem discuta de o Românie dezvoltată și modernă. Domnule Buda, pe 10 iunie sau pe 9 iunie seara, da, în seara alegerilor, dacă veți termina pe primul loc și cu siguranță veți termina pe primul loc, important aici e procentul cu care veți termina această competiție electorală. Dacă vă veți duce spre 50%, veți anunța și candidatul comun la alegerile prezidențiale? Am tot văzut că sunt dezbateri legate de acest aspect vis-a-vis de candidatul la alegerile prezidențiale. Eu cred că cele două partide, în momentul de față, trebuie să-și maximizeze sau să-și consolideze eforturile pentru această campanie electorală sau campanie electorală, dacă vreți, mă rog, pe fiecare palier, europarlamentare, alegeri locale și așa mai departe. După 9 iunie vom vedea ce se va întâmpla și suntem la judecata electoratului. Pentru că oamenii politici pot să-și dorească foarte multe lucruri, dar să vedem ce ne spune electoratul, pentru că el este cel care vine și ne dă nota, să spun așa, de trecere sau ne lasă corigent. Și după această chestiune, evident, se va face o evaluare a rezultatelor alegerilor și vom vedea care va fi situația. Dar astăzi, ca să fim riguroși exact, astăzi Partidul Național Liberal se află în situația în care are o candidatură asumată în persoana domnului președinte Nicolae Ciucă, o candidatură care a fost validată la Poiana Brașov, dacă bine țin minte. Și bineînțeles că și PSD-ul își va dori, de asemenea, sau nu știu dacă s-au desemnat și ei candidatul pe seara domnului Ciolacu, e normal ca fiecare partid să-și dorească să aibă președintele din rândul sale. Dar asta nu înseamnă nimic că ea contravine până la urmă spiritul de democrație. Nu, așa este în democrație. Fiecare partid să-și dorească să pună președintele. Însă, asta vom vedea ce ne va spune electoratul și eu am însă convingerea fermă, cunoscând foarte multe aspecte, că domnul Nicolae Ciucă va fi persoana care va fi candidatul la președinția României și că România va avea un președinte de dreapta. Am înțeles. Bun, așteptăm scrutinul din 9 iunie, domnule Buda. Mulțumesc mult pentru explicații și vă mai aștept aici la România Politică. Mulțumesc pentru invitație. Bun, noi mergem mai departe, dar rămânem în această zonă liberală, pentru că președintele PNL, Nicolae Ciucă, a descoperit o minune la Buzău. Urmărim imaginile și ne întoarcem. Am o perioadă din viața mea profesională pe care vine cu asta, cu am petrecut-o aici. Și mă leagă amintiri profesionale, mă leagă amintiri pe care le am alături de oameni pe care îi voi respecta toată viața mea și toată lumea
se întreabă dacă la Buzău este ceva special. La Buzău sunt special oamenii, la Buzău sunt speciale locurile, la Buzău sunt vulcanii noroioși, la Buzău este singura mină de petrol din țară, cea de la Monteoru. La Buzău, munții Carpați, în drumul lor de la nord la sud, cât se poate de natural și sugestiv, au luat-o spre vest. Deci iată că Buzău are ceva special și noi trebuie să facem în așa fel încât să folosim această energie, aparte a tot ceea ce înseamnă Buzău. Bun, ne-am întors în studio, venim de la Buzău, acolo unde s-a întâmplat o minune geografică și rămânem în continuare în area geografică a Buzăului, pentru că alături de noi este chiar primarul din Buzău, domnul Constantin Toma de la PSD. Bună seara, domnule Toma! Bună seara! Cum vă explicați această minune, domnule Toma, că Carpații să o fi cotit spre vest, chiar acolo la dumneavoastră acasă? Nu, este extraordinar, domnul președinte Ciucă. E un mare român și un mare poet și a vrut să spună, să vă traduc din română în română, că Buzău cu primarul său în frunte se îndreaptă spre vest. S-au făcut atâtea chestii și se fac la Buzău, avem o mulțime de proiecte, încât încet, încet ne deplasăm din punct de vedere al dezvoltării economice, al dezvoltării educației, socialului și culturii, în direcția vest, nu spre est, spre Moscova. De ce aș veni la Buzău, domnule Toma? Dintr-o mulțime de motive. Nu, dincolo de vulcanii noroioși și Carpații, așa? Da, nu, acolo nu se poate locui, că sunt noroioși. Da. A început să fie mediu mai bun, a început să se circule mai bine. Avem deja vreo 28 de metri pătrați spațiu verde pe locuitor și vom ajunge la vreo 60 de metri. Sunt o mulțime de activități în educație, în cultură, în îmbunătățirea calității mediului. Am preluat pădurea Crân și o vom transforma în pădure par și va fi cea mai mare pădure par din Europa. În momentul ăsta, Tiesgan, din Berlin 192, noi vom ajunge la aproape 200 de hectare. Se va putea locui și trăi foarte bine la Buzău. E autostrada A7, va face ca să se ajungă de la București la Buzău doar în 40 de minute și mă aștept ca bucureștenii să facă naveta la Buzău. Oricum, dacă faci de la Popești de Ordeni la București, în centru, faci o oră jumătate, până la Buzău vor fi 40 de minute. Dar când va fi gata autostrada până la, măcar până la Buzău? Autostrada maxim 2 ani de zile, am și vizitat-o, se lucrează frumos, chiar cu întârzieri, în vreo 2 ani de zile avem și această autostradă. Deci spuneți că în 2 ani de zile putem să circulăm pe autostradă de la București la Buzău? Spune domnul ministru Grindeanu și are mai multe informații decât mine. Am înțeles, e colegul dumneavoastră de partid, acum doar nu să-l contraziceți. Să trăiască, e un om extraordinar. Dar de ce candidați pentru un nou mandat? Pentru că trebuie să mergem mai departe cu proiectele Buzăului. La ultimele alegeri am ieșit cel mai ales primar din România, 78%. Acum, inclusiv în sondajele domnului Ciucă, aveam 74% anul trecut. Buzoienii au încredere în mine. Deci v-ați mai erodat între timp puțin. Da, am pierdut 4%, dar sper să le recuperez. Pentru că domnul Ciucă a fost la Buzău, am văzut Rareș Bogdan ce a zis că curge numai lapte și miere unde sunt primari peneliști. Exact. Au un tip la Buzău pus, care în momentul în care a fost pus în 2 săptămâni, 10 primari, fără să încercăm noi, au trecut de la toți cei 10 primari ai PNL-ului, au trecut la PSD. Și văd o mai bună echipă la PSD, suntem cea mai bună echipă a PSD-ului la Buzău și eu și viitor președinte Consiliul Județean Lucian Romașcanu, actualul domn senator și purtător de cuvânt al PSD-ului, facem cea mai bună echipă aici cu consilieri și cu tot ce avem. Deci spuneți că primarii PNL au venit și v-au bătut în poartă așa la PSD fără să-i racolați dumneavoastră? 100% erau să ne spargă și ușile la 12 noapte, dar eu așteptam până dimineața, că nu și foc, nu dau tot surge. Dar ce le oferiți așa, în schimb, de rupușile? Domnule, o echipă superbă și, în sfârșit, e o atmosferă de lucru, nu există cum să spună, comună, nu mai vorbesc de municipiu, orașe, să nu aibă o mulțime de proiecte pentru dezvoltare și oamenii au început să fie mulțumiți și am avut surpriza, chiar zilele trecute, poate ne și aude acum, un tânăr din Brașov, căsătorit cu o brașoveancă, s-a întors la Buzău și crede că aici își vede viitorul și are doar 28 de ani. Da, bun, poate mai urmează și alții exemplu, dar am văzut asta. Și din străinătate, viceprimărița s-a întors din Germania și am pus-o și viceprimar. Cât vă mai propuneți să rămâneți primar, domnule Toma? Aoleu, să fim sănătoși. Cât mă vor suporta buzoienii, sper să mai fac un mandat și să mă opresc. Am și o vârstă, îți mulțumim cu ce s-a realizat până acum.
După aia mergeți în Parlamentul României. Nu mai simt, nu mai pot, nu mai fac. Nu mai vreau. Dar de o carieră de parlamentar nu sunteți interesat? Am fost 4 ani și nu mi-a plăcut absolut deloc. Eram foarte tânăr, neadevărat, 40-42 de ani. Stăteam foarte mult degeaba, sunt un tip activ și am zis, bă, de ce să dorm la București, mai bine fac treabă la Buzău. L-ați criticat pe candidat, nu pe candidatul de fapt, ați criticat echipa de campanie a candidatului PSD-PNL la primăria Capitalei. Așa este, după o emisiune la TVR, trece, poți și spune la da, da. Satul Țării, cum se numește, la Tudor Barbu, am fost sunat de domnul Cristoiu și domnul a vrea să ne cunoaștem. Domnul doctor, cu mare plăcere, m-am dus la dumnealui ieri, mi-a povestit o mulțime de lucruri, mi-a povestit și eu ce fac la Buzău și am avut senzația așa că e un om singur și am rămas așa după 2 mandate și am avut campanii electorale multe. Să mai tu un afiș, tot Bucureștiul e plin, internetul bubuie de pietone. Peste tot afișe, inclusiv mă uitam la Spitalul Universitar, chiar în fața intrării acolo unde m-a primit domnul profesor, domnul manager, era un panou mare al Nicușor Dan, pe un bloc, mă uitam pe fereastră în biroul dumnealui, un panou că toate zilele pe un bloc, tot Nicușor Dan, care mulțumește la toată lumea, nu știu pentru ce, și am zis, bă, m-am simțit așa, când am venit, am sosit la 10 seara, din București, bă, chiar eram așa, amărât în sufletul meu, bă, omul ăsta merită mai mult. Uite că până cât a trecut în gheață, un CV absolut extraordinar, la mare diferență de cei doi contracandidați cu o mulțime de realizări și în cariera didactică și ca doctor, ca medic, și iată că omul ăsta va pierde. Pentru că campania pe care o are, și sper ca cei care mă aud acum din staful candidatului Cătălin Cristoiu să ia măsuri să se vadă îmbunătățire, pentru că altfel omul ăsta va fi sacrificat. Deci spuneți că așa cum arată campania acum, sigur n-am intrat în campanie, dar tehnic de fapt o suntem. N-am intrat oficial, exact. Nu mai în campanie. Suntem în campanie. Spuneți că așa cum arată lucrurile acum, domnul Cristoiu va pierde. Păi n-are, scoți, vrei să cobori la nivelul lui Pietone, îl duci cu tramvai, cu metrou, să spargă cu ceapă pe marginea drumului. Nu este, omul este sus. Am fost în București și vorbeam cu frizerul meu, că-l cunosc de foarte mulți ani, și că, domnule, noi prostii ne așteptăm să fim conduși de oameni mai deștepți ca noi și care să-i facă ceva în viață. Mi-a plăcut omul până la Dumnezeu. Și m-a și motivat să scriu aseară treaba asta și am pus în dimineața pe pagina mea. Domnule Toma, cum vedeți dumneavoastră stilul acesta de a face politică cu parizeri pe colț de ziar, cu ceapă spartă, cu pumnul, cu roabă? Domnule, e extraordinar. Îl admir ca și comunicator pe Popescu Pietone. Chiar îl copie pe marele actor Bud Spencer, nu știu cum se numea, da. Numele lui italian, că e italian de origine. E un actor desăvârșit, fără să aibă mari realizări, nici în sectorul 4, nici în sectorul 5. Nu m-a uimit. Am vrut chiar să nu fac o părere greșită, am dat un turc în sectorul 5. Cel mai sărac sector, nu e nimic să zici, wow, niciun proiect, nici o chestie. M-am uitat tot în celebrul ăsta internet, a ajuns la milioane de vizualizări, sute de mii face cu numai să spună că sunt pietone. Și nu am văzut nicio realizare, să mă ierte Dumnezeu. Liceul termina pe la 32 de ani, nu mai vreau să vorbesc că se supără și nu îmi place deloc să critic colegii primari. Dar nu v-a plăcut sectorul 5? Nu, absolut deloc. Se vede diferența 6 București într-unul singur. Cum să vă spun? Dar în sectorul 3, în sectorul 6, în sectorul 4 la Băluță. Dom'le, este așa o plăcere, dom'le. Și simți când ai trecut dintr-un sector în altul, că ai intrat în alt oraș sau în altă țară. Deși sectorul 5, în sectorul 5 e și Palatul Parlamentului, e și Cotroceniu, de zone frumoase. Nu contează. Hai să privim dincolo de gardurile acestor sigur instituții. Domnule Toma, ați încercat, l-ați sunat pe domnul Ciolacu, e buzoian de-al dumneavoastră, e coleg de partid, să-i spuneți această problemă cu staful de campanie și cu imaginea domnului Cârstoiu în această campanie? Nu l-am sunat, că are alte chestii de făcut, dar dacă v-a simțit nevoie, că am spus vă prostie, mă va suna, cu siguranță. Da, sunteți mulțumit de prestația domnului Ciolacu la guvernare sau se putea și mai bine? Sunt mulțumit împreună cu domnul Ciucă, PSD-PNL, guvernarea asta de stabilitate țării. Este cel mai important, suntem cu război la graniță. Gândiți-vă, n-am nimic cu băieții ăștia de la USR, dar dacă eram în întreg circ așa, cred că nu știu, eram de jale mare pentru țara asta.
haideți să vedem care e realitatea și să fie pace în primul rând, pentru că România nu a fost niciodată așa de bine, credeți. La Buzău aveți USR? Avem și USR. Au trecut cu toții la PNL. Au trecut cu toții la... Și aia care au mai rămas, încearcă și ei, săraci, că le impune de la București să aibă candidați peste tot și nu prea reușesc. Și cei de la PNL au trecut la PSD, sau cel puțin primarii? Nu, au trecut aia 10. Domnul Ciucă a promovat un tip care doar la UDMR n-a fost finalist secție în limba română, și restul îi băiei jale. Le urez un succes, că avem nevoie, da? Am uitat cum nu va curge lapte și miere, cum zice Răzvan, cum zice Rares Bogdan, la Buzău cu peneliștii lui. Bun. Deci nu sunteți de acord cu această afirmație a lui Rares Bogdan, că doar în administrațiile liberale curg lapte și miere? Nu, este fals. Să vină la Buzău așa, dar fără să iasă la microfon, că mănâncă microfon, n-ați văzut, dar e tipul extraordinar, are un exercițiu fantastic, nu trebuie să spune cu el. Să vorbim despre proiecte, sunt prieten cu primarii liberali, m-am și inspirat la o parte dintre ei, Ilie Bolojan cel puțin a fost primul meu mentor, dacă vreți. Emil Bog la fel, facem și noi ce putem, având în vedere de la ce am plecat. Istoria noastră, vorbesc la Muntenia, Moldova, din toate Oltenia, s-au făcut niște acumulări extraordinare în Transilvania. Sunt și aproape de marile autostrăzi, s-au făcut investiții extraordinare. Sunt 14 aeroporturi de care 11 internaționale. Noi pe sud aici ai București, eu știu și încă câteva. Au cea mai înaltă infrastructură. Dar ne străduim și noi să fim la înălțimea așa. Am început să fim. Domnule Toma, sunteți pregătiți să-l votați pe Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale? Dacă va hotărâi partidul, da. Întâmplător cunosc domnul Ciucă și am așa onoarea, dacă vreți, acum spun că nu ne aude nimeni, că sigur. Suntem și amici prieteni, pentru că l-am cunoscut înainte să fiu primar, a fost comandantul diviziei de infanterie cetică la Buzău, un om cu o carieră extraordinară și un exemplu, cel puțin pentru el, la liberal, chiar dacă îl critică și ei. Așa, pe dedesubt, că nu pot fi deci, în spatele ușilor. Dacă PSD și PNL agrează ideea unui candidat comun, ați vrea ca acesta să fie Nicolae Ciucă? Aș vrea ca acesta să fie Marcel Ciolacu. Bun, dar dacă va fi candidatul din partea PNL, până că l-ați votat pe cu Nicolae Ciucă. Cu siguranță îl voi vota. Uh-huh. PNL, PSD, da. Dacă va fi candidat comun. Credeți că se va ajunge la un candidat comun? Așa flerul dumneavoastră politic ce vă spune? Nu, flerul meu spune următoarea chestie. Dacă va funcționa această alianță și primul rezultat va fi acum la europarlamentare, cu siguranță de pe 10 iunie încolo se vor întâlni și probabil vom avea și liste comune. Cred și candidat unic la prezidențiale. La prezidențiale. Da, am înțeles. Mulțumesc mult pentru explicații, domnule Toma, și vă mai aștept aici la România Politică. Cu mare drag. Atât pentru prima parte, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. România Politică continuă. Sau cu cât va impozita statul concediile medicale, sigur un subiect care privește foarte mulți oameni. Sunt foarte multe concedii medicale date în România. Sigur, aici trebuie să facem o distinție dintre oamenii care chiar sunt bolnavi, au boli cronice, au boli grave sau ajung în spital și nu-și mai pot continua activitatea și cei care obțin astfel de scutiri medicale la mica înțelegere pe această piață neagră care se învârte în jurul spitalelor. Asta pe de o parte și în al doilea rând discutăm desigur și despre spitalele regionale pe care le așteptăm de ani întregi. Alături de noi, prin Skype, fostul ministru al sănătății, domnul Florian Bodog. Bună seara, domnule Bodog! Bună seara! Domnule Bodog, dumneavoastră din ce categorie faceți parte? De oameni care cred în aceste concedii medicale date în mod real sau mai degrabă criticați acest sistem de a scuti, de a sări zile de muncă? Acum, adevărul e undeva la mijloc. Sunt persoane care, într-adevăr, au nevoie de concediu medical și beneficiază pe bună dreptate de acest concediu medical și sunt persoane care, de ce să nu spunem adevărul, cu complicitatea unor anumiți medici, beneficiază de aceste concedii pentru a-și
face muncile câmpului, pentru a culege strugurii, pentru a culege recolta toamna sau pentru a însămânța vara recolta. Și de ce să nu recunoaștem? Există aceste concedii, să spunem, care țin de anotimp sau care sunt în perioada de semănat sau în perioada de cules în anumite zone ale țării. Și acest lucru a fost sesizat, și nu e niciun secret, a fost sesizat atât din zona publică, cât și din zona, privată. Pe de altă parte, discutam zilele trecute cu conducătorul unei instituții care este implicată în această perioadă în alegeri și mi-a spus că în perioada care a trecut, în ultimele două luni, au avut un anumit număr de concedii medicale, iar în această perioadă în care există niște facilități, niște sume acordate în plus pentru persoanele respective care lucrează, nu au mai fost concedii medicale. Deci iată că sunt lucruri care pot fi verificate, care sunt lucruri palpabile. Pe de altă parte, e adevărat că există din păcate, foarte multe persoane care beneficiază de aceste concedii pe bună dreptate și vorbesc aici de bolnavi cronici, vorbesc aici de bolnavi oncologici, vorbesc aici de persoanele care au handicap și care beneficiază de concediu prelungit sau persoanele cu boli cronice, așa numitele boli cronice netransmisibile. Dar care e miza financiară aici? Dacă stai acasă în concediu medical, primești bani mai mulți, primești un quantum raportat la salariul mediu brut? Că asta spunea și ministrul de finanțe. Din păcate, până în momentul în care a fost această ordonanță, se primeau bani ceva mai mulți. Acum să nu vă închipuiți că e o sumă enorm de mare. Se primeau bani cu ceva mai mult decât dacă mergeai la lucru, pe de o parte, dar pe de altă parte, tu în această perioadă puteai să-ți rezolvi problemele pe care le aveai de rezolvat sau pur și simplu să stai acasă și nu munceai și beneficiai de concediu medical sau, în unele situații, te ascundeai de o anumită sancțiune sau de o anumită demitere sau că era la modă. Și am prins în perioada în care eram ministru, am vrut să scap, de exemplu, de Consiliul de Administrație de la Unifarm și directorul general era în concediu medical. Și m-am întâlnit cu el la Budapesta și l-am întrebat: bun, dar nu ești în concediu medical, ce cauți la Budapesta? Zice, mă tratez. Deci, și era foarte, adică era absurd. Eu fiind ministrul sănătății și n-aveam nicio bază legală să-l verific sau să-l întreb. Eu l-am întrebat așa, cum ar veni ca în doi cunoscuți: domnule, ce cauți la Budapesta dacă ești în concediu medical? Da, e frustrant și pentru un angajator din privat și pentru un angajator din zona bugetară să știe că are un astfel de specimen care își ia concedii medicale și nu, și de fapt nu are alte treburi de rezolvat, nu neapărat să-și rezolve o problemă de sănătate. Statul Dar nu trebuie să generalizăm. Statul ar putea să întărească controlul în această zonă? Se poate face ceva? Există soluții? Sau suntem în celebra situație, știm adevărul, dar nu-l putem combate? Știți, a existat o prevedere legală la un moment dat, din câte înțeleg eu de la juriști, eu nu sunt jurist de profesie, eu cred ca și medic și ca și specialist de sănătate publică și ca și român, eu cred că ar trebui să găsim o soluție pentru a putea fi verificați. Din păcate, astăzi când vorbim pe lege, singurul lucru care se poate verifica este modul în care a fost acordat acest concediu medical. Adică dacă s-au respectat toate procedurile, dacă persoana a beneficiat de consultație într-un anumit regim, dacă într-adevăr a fost prezent în cabinetul medicului, dar trecând de acest lucru, noi nu avem nicio posibilitate să verificăm dacă persoana respectivă efectiv este acasă sau dacă persoana respectivă efectiv este bolnavă. Nici nu există o posibilitate de a face o comisie care să examineze acest pacient. Pe de altă parte, în urmă cu ceva timp, în urmă cu ceva ani, a existat o prevedere legală care spunea că cei care sunt în concediu medical pot fi verificați la domiciliu, dacă nu mă înșel, cu poliția, dar înțeleg că prevederea legală respectivă ar fi contravenit altor prevederi legale cu privire la libertatea persoanei, cu privire la intimitatea persoanei și ăsta a fost motivul pentru care a fost abrogată la momentul respectiv. Repet, nu sunt jurist, însă cred că ar trebui găsit o soluție pentru acest lucru. Dumneavoastră sunteți de acord cu impozitarea concediilor medicale?
Nu sunt de acord cu impozitarea concediilor medicale, însă sunt de acord că orice persoană care beneficiază de salarizare, indiferent că este bolnav sau nu, ar trebui să plătească contribuții pentru sistemul de asigurări de sănătate. Nu e vorba de un impozit aici, ci este vorba de contribuția la sistemul de sănătate, iar dacă sunt cazuri ca și cele despre care am vorbit, în care urmarea concediului medical iei un salariu mai mare decât dacă ești la lucru, cred că acest lucru ar trebui să repercuteze și să se oglindească în contribuția pe care o ai la sistemul de sănătate. Și aici cred că ar trebui încă o discuție diferențiată între bolnavii cronici, da, sau cu boli oncologice, cum spuneați și dumneavoastră, și cei care au suferit o fractură. Că mi se pare că e vorba de două tipuri de concedii medicale aici. Deci, urgențele, dacă vorbim despre urgențe majore, adică accidentele rutiere, accidentele casnice, accidentele, mă rog, din zona de zi cu zi, bolile cronice, bolile oncologice, mamele care au grijă de copii. Cred că ar trebui tratat diferențiat aceste categorii, însă eu știu că există și mă mir că cei de la Casa de Asigurări tac și nu spun nimic. Există o situație cu privire la aceste concedii, așa zise concedii medicale, care sunt acordate oarecum abuziv. Se știe și cine sunt medicii care dau aceste tipuri de concedii medicale și care sunt diagnosticele pe care se acordă aceste concedii medicale. Și eu cred că acolo ar trebui acționat, nu neapărat doar pecuniar, pentru că, mă rog, o persoană care dorește să-și recolteze strugurii sau pur și simplu nu vrea să vină la lucru sau se sustrage unei sancțiuni, nu cred că este afectată foarte mult de faptul că va lua cu mai puțin la salariu. Deci dumneavoastră cunoașteți un medic concret care dă asemenea concedii medicale? Eu sper să nu cunosc niciunul dintre acești medici, însă știți, există. A ajuns la urechile dumneavoastră niște nume, asta spuneți. Nu au ajuns la urechile mele niște nume, dar din câte știu eu, cei de la Casa de Asigurări au o situație cu medicii care acordă concedii medicale cu anumite diagnostice, că despre asta este vorba, diagnostice care nu pot fi nici verificate și care se repetă, din păcate obsesiv, la anumiți pacienți și de obicei la aceiași pacienți și în anumite perioade ale anului, că despre asta este vorba. E această periodicitate legată de muncile agricole sau legată de concediile de odihnă. Domnule Bodoc, deci să înțelegem, Casa de Asigurări de Sănătate se ocupă cu decontarea concediilor medicale, da, direct? Concediile medicale sunt decontate dintr-un fond special, însă Casa de Asigurări de Sănătate are evidența tuturor concediilor medicale și are evidența diagnosticelor, pentru că aceste concedii medicale sunt înregistrate într-un sistem electronic și are evidența diagnosticelor pe coduri și poate să verifice acest lucru. Vă întreb ca să știm totuși de la cine să cerem niște explicații sau de unde ar putea să vină o analiză a cauzelor, nu de la minister, mai degrabă de la Casa de Asigurări. Da, eu să știți că aștept o analiză comparativă a aceleiași perioade din an în care s-a aplicat această taxă pentru sănătate față de perioada în care nu s-a aplicat și să vedem cum au evoluat concediile medicale. Spuneți că s-ar putea să fie mai puține acum pentru că e vorba de bani mai puțini. Eu sunt aproape sigur. Sunt aproape sigur și pe de altă parte cred că ar fi interesant ca cei de la Casa de Asigurări nu doar să se plângă că n-au ce să facă, ci să scoată și să facă publice concediile medicale, diagnosticele pe care se acordă aceste concedii medicale, nu pot fi făcute publice numele pacienților, dar pot fi făcute numele medicilor campioni care acordă astfel de concedii medicale. Și dacă avem totuși niște suspiciuni rezonabile că unii medici abuzează de această semnătură, ștampilă pentru concedii medicale, cine trebuie să meargă în control? Casa de Asigurări, însă, din păcate, eu nu le iau apărarea, pentru că nu pentru asta vă vorbesc acum, ci vă spun din experiență că este foarte greu să probezi că un concediu medical a fost acordat ilegal. Da, deci
Ne învârtim aici într-un cerc al viciilor fără sfârșit, până la urmă, din ce spuneți? Cred că ar trebui la nivel, poate chiar la nivelul comisiei juridice a celor două comisii juridice ale Parlamentului, să se găsească o soluție. Împreună cu Casa de Asigurare ar trebui să găsească o soluție pentru această situație. Domnule Bodog, haideți să trecem la un subiect mai optimist, sper eu. Construcția spitalelor regionale. Când vom avea și noi primul spital regional în România? Asta e o întrebare la care, dacă aș răspunde, aș fi catalogat ca fiind Mafalda. Dar nu pot să vă răspund și vă spun și de ce. În 2017, când am devenit eu ministru, se vorbea de 8 spitale regionale. Eu am spus atunci că obiectivul este irealizabil și că nu se pot face 8 spitale regionale, având experiență și având documente scrise cât a durat construcția unui astfel de spital, de exemplu, în Belgia. Și cunoscând birocrația din România, la momentul respectiv eu am făcut demersurile împreună cu administrațiile locale din Cluj, Craiova și Iași. Și vreau să vă spun că s-au mișcat foarte bine administrațiile locale. La Craiova chiar a fost nevoie să schimbăm, dacă nu mă înșel, de 2 ori terenuri cu Ministerul Apărării, în așa fel încât să găsim locul pe care se va face spitalul regional. La Iași se certau 2 tabere să fie pe deal sau lângă deal sau peste deal sau pe partea cealaltă a dealului spitalul, dar până la urmă lucrurile s-au așezat și s-au găsit locurile și la momentul respectiv s-au demarat studiile de fezabilitate. Acum suntem în etapa în care se face proiectare și execuție pe toate cele 3 amplasamente, s-au semnat contractele. În mod normal, ele au un termen până la care se finalizează procedura. Dacă nu intervin contestații și cum știm că se obișnuiește în România. După care începe execuția. Dacă vin furtuni, dacă mai vine, Doamne ferește, o pandemie, adică știți că sunt tot felul de lucruri pe care constructorii le ridică pentru a justifica întârzierile, dacă se mai întâmplă să crească prețurile la materiale de construcție, iar nu mai intrăm în buget. Deci sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ținem seama. Însă eu cred că dacă lucrurile merg bine și dacă constructorii și cei care au fost selectați pentru a face aceste spitale, se mișcă bine, în maximum 2 ani ar trebui să avem cel puțin construcțiile făcute. Însă, pentru ca spitalul să funcționeze, în acești 2 ani, noi nu trebuie să dormim. Trebuie să facem achizițiile, să pregătim achizițiile de aparatură, trebuie să pregătim personalul, că ăsta este cuiul pe pelea la orice spital nou care se construiește, personalul. De unde aduci medici? De unde aduci asistenți medicali? Pentru că dacă iei din alte spitale, care și așa unele dintre ele sunt descoperite, n-ai rezolvat nimic și pacientul nu va beneficia, adică locuitorul zonei respective nu va beneficia cu nimic, din contră va fi defavorizat. Deci cred că toate aceste lucruri trebuie să meargă mână în mână și am avut deja discuții pe această temă și la nivelul comisiei cu domnul ministru, au mai fost și dezbateri publice pe această temă și lucrurile eu cred că vor merge pe un făgaș bun și pe o linie corectă, în așa fel încât în momentul în care avem gata construcția să se livreze și aparatura și să vină și personalul care deja să fie trainuit pentru a lucra într-un astfel de spital. Spitalul regional este un spital cu totul și cu totul special. El nu tratează doar pacienți din arealul pe care îl acoperă, să spunem, județul respectiv sau orașul respectiv. Spitalul regional primește cazuri, acționează ca un punct terminus pentru cazurile grave din toate spitalele din jur, și din spitalele județene și din spitalele municipale din toate județele din jur, și fiind doar 3, vă dați seama că încărcătura va fi extrem de mare și nivelul de competență a personalului care va lucra acolo trebuie să fie extrem de ridicat. Bun, deci ca să rotunjim, domnule Bodoc, în 2030, să spunem, vom avea și spital regional funcțional de-a dreptul, cu aparatură, cu medici, cu tot ce trebuie? Deci dacă în 2030 cele 3 spitale regionale nu funcționează, o spun cu toată responsabilitatea, toți cei responsabili ar trebui executați. Politic, hai să nu îndemnăm la violență. Nu vorbim acum de execuție în sensul
de a fi omorâți, dar ar trebui să fie executați politic, pentru că nu au nimeni, deci nimeni, absolut nimeni nu are nici nu poate să ridice niciun motiv, nu are nicio justificare să spună că până în 2030 nu funcționează cele trei spitale regionale care deja au fost contractate pentru proiectare și execuție. Adică nimeni nu are pardon pentru așa ceva. Dar care e cel mai avansat spital regional dintre cele trei? Din ce știu eu, la momentul la care am aflat ultimele informații, Clujul era într-un stadiu avansat și Craiova. Nu știu cum merg documentele și când va începe construcția, dar teoretic nu ar trebui să existe nicio problemă. Și știu că cei din Constanța voiau să facă chiar în parteneriat public-privat sau în parteneriat public-public să-și facă și ei spitale regional. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu acest proiect. O ultimă întrebare, domnule Botoc. Cât scoateți la europarlamentare? Am zis de Mafalda mai devreme. Trebuie să aveți un obiectiv. E greu de spus. Obiectivul nostru este să luăm cel mai mare număr de europarlamentari. Păi ăsta e atins deja. Cel numărul maxim de europarlamentari pe care îl poate lua o coaliție din numărul total de europarlamentari ai României pentru a trimite în Parlamentul European persoane responsabile care să nu acționeze împotriva interesului statului și să nu acționeze împotriva interesului european. Cred că asta este miza care stă în spatele acestei coaliții, coaliții care are plusurile și minusurile ei, însă coaliție care asigură stabilitatea în momentul de față în România și ne dorim să o asigure și în continuare. Dar un scor sub 40% îl considerați un eșec? După părerea mea, da. Deci un eșec. Da. Obiectivul ar trebui peste 40% cu redistribuire, sper că vă gândiți la, adică cred că vă gândiți, sperați la 50% aproape. Eu cred că la europarlamentare coaliția va obține peste 50% din voturile și din numărul de mandate de europarlamentar. Ăsta cred că trebuie să fie scorul minim 50%, după părerea mea. Deci 50% asta vă propuneți la alegerile europarlamentare? Asta vă spun că este părerea mea. Nu e din punctajul de partid, nu este poziția partidului, este părerea mea personală că minim 50% această coaliție trebuie să obțină din numărul total de europarlamentari. Am înțeles. Mulțumesc mult pentru explicații, domnule Bodoc, și vă mai aștept aici la România Politică. Noi mergem mai departe. Am intrat în acest subiect al temelor europene, al alegerilor europarlamentare și continuăm discuția cu un vechi eurodeputat, domnul Iuliu Winkler de la UDMR. Bună seara, domnule Winkler! Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru apel. Domnule Winkler, dumneavoastră sunteți din 2007, dacă nu mă înșel, în Parlamentul European. Cum s-a schimbat Europa din 2007 până astăzi, în bine sau în rău? Păi mi-a spus o întrebare pentru care trebuie să dăm titlul unei conferințe cu vreo 4 module și cu dimineața după masă și pauză de prânz. Dacă trebuie să răspund pe scurt, atunci trebuie să vă spun că s-a schimbat în ultimii 5 ani mai ales într-o direcție care nu este convenabilă pentru noi cei din estul europei, care nu este în interesul nostru, și această schimbare s-a întâmplat în primul și în primul rând ca urmare a presiunii crizelor multiple. Noi ne aflăm în policriză, cred că nu spun o noutate unui telespectator dacă spun treaba aceasta, cu ceea ce s-a întâmplat ca urmare a crizei de coronavirus, pandemiei globale de coronavirus, apoi a venit războiul din Ucraina. Și ceea ce eu obișnuiesc să le spun colegilor mei de la Bruxelles este faptul că dacă la Bruxelles suntem la vreo 2500 de kilometri de Kiev, noi, dacă măsurăm din Baia Mare, suntem la mai puțin de 500 sau ceva de genul acesta. Deci suntem vecini cu această criză, cu războiul de agresiune din Ucraina, și a fi vecin cu un război înseamnă o presiune suplimentară. Deci Uniunea Europeană s-a schimbat defavorabil estului european în ultimii 5 ani și țelul nostru, pentru care intrăm în campania electorală pentru Parlamentul European, echipa UDMR, este acela de a obține o schimbare, respectiv de a obține o revenire a Uniunii Europene la valorile fondatorilor. Dumneavoastră l-ați prins în Parlamentul European pe Corneliu Vadin Tudor,
acum e foarte probabil să o întâlniți acolo, la fel în plen, pe doamna Șoșoacă. Ce poate să facă un parlamentar anti-european, naționalist, eurosceptic în Parlamentul European? Acum, să știți că cine vor fi cei 33 de parlamentari europeni va fi voința electoratului și electoratul va decide pe 9 iunie pe cine trimite la Bruxelles, la Strasburg, în Parlamentul European. Ce poate să facă un scandalagiu decât să facă scandal, cred eu. Adică dacă mă uit la ceea ce se întâmplă în Parlamentul României, dacă mă uit la ceea ce se întâmplă în sfera publică, pe mediile sociale și așa mai departe, atunci văd niște oameni care eu nu cred că sunt adevărați naționaliști. Eu cred că să fii naționalist înseamnă să îți iubești patria, poporul, neamul și să acționezi în acest sens. Ori ceea ce fac extremiștii de astăzi din Parlamentul României, cel puțin, doamna pe care ați menționat-o și colegii sau foștii colegi ai domniei sale, eu cred că nu este naționalist, ci este pur și simplu scandal politic. Acum, scandalul politic este puțin mai greu în Parlamentul European, pentru că efectiv vin oamenii de ordine și te conduc afară, respectiv din punct de vedere mediatic, sigur că poți să faci Facebook Live și din fața Parlamentului European sau de pe coridoare, însă ca rezultat politic al unei asemenea acțiuni, eu vă spun că rezultatul politic este nul, pentru că eu am convingerea că așa ca în 2019 și acum în 2024 forțele politice pro-europene vor fi cele care vor fi în majoritate în Parlamentul European și ele vor putea să alcătuiască acele majorități ca să dea președinte, președinți de comisii de specialitate, biroul Parlamentului și toate acele persoane, toți acei politicieni care de fapt vor fi la butoanele deciziilor și care vor beneficia de majorități în voturile din Parlamentul European și după 2024. Eu am această speranță foarte fermă. Cu toate acestea, domnule Winkler, am văzut mai multe analize europene care arată că pentru prima dată în istoria Uniunii Europene sau Parlamentului European, acest grup al anti-europenilor, al naționaliștilor, scandalagiilor, puteți să-mi numim cum vrem, ar putea fi a treia forță politică europeană. Păi, stați puțin, domnule Sebastian Stachman, pentru că s-ar putea să facem niște confuzii aici. Dacă vorbim despre grupul suveraniștilor, atunci vorbim despre altceva. Eu cred că nu poți să amesteci, nu poți să faci această generalizare pe care dumneavoastră tocmai ați făcut-o, pentru că în momentul în care vorbești de Giorgia Meloni, în momentul în care vorbești de polonezi, partidul care este acum în opoziție, în momentul în care vorbești despre alte partide, constatăm că unele dintre aceste partide, inclusiv Orban Victor și Fidesz în Ungaria, sunt la guvernare și conduc acele țări. Giorgia Meloni este la guvernare și am văzut că acea încercare de demonizare a Giorgiei Meloni în urmă cu 2 ani de zile a cam dispărut, pentru că în momentul în care ea a preluat conducerea guvernului italian, de la Roma au venit influențe în mainstream-ul european și nu altceva. Deci haideți să nu facem confuzie între scandalagii și suveraniști, pentru că nu este același lucru, să nu facem confuzie între grupul conservator, care s-ar putea într-adevăr să fie al treilea grup politic, în funcție de ceea ce va decide electoratul, printre altele în Franța, unde s-ar putea ca președintele Macron să înregistreze o înfrângere usturătoare și asta va duce grupul Renew la un rezultat mult mai slab. Și, evident, încă nu știm din cine va fi compus, din care partide, din care europarlamentar va fi compus noul grup ICR la care dumneavoastră faceți referire. Și atunci, sigur că ecuația va fi extrem de complexă și trebuie să vă spun, eu am trecut deja de mai multe ori prin această fază, etapă de formare a Parlamentului European, de stabilire a grupurilor politice și vreau să vă spun că după 10 iunie, singurul lucru sau singurul instrument care contează pentru câteva săptămâni în Parlamentul European este matematica. Pentru că matematica va decide numărul de europarlamentari din fiecare grup. Eu cred că Partidul Popular European își va păstra întâietatea. Acum să vedem dacă reușim să majorăm numărul de europarlamentari din acest grup față de cei 183 sau 184 cât suntem astăzi.
Va urma grupul social-democrat după toate sondajele, însă aceste două grupuri împreună nu vor avea majoritatea, nu vor avea jumătate din Parlamentul European, deci vor avea nevoie de alți aliați. Și aici vom vedea cum decide sau ce spune matematica parlamentară. Zestra electorală. Exact. Domnule Winkler, pe președintele actual, Klaus Iohannis, în ce funcție îl vedeți în arhitectura de putere a Uniunii Europene? Domnul președinte Klaus Iohannis este președintele României până în decembrie 2024 și eu cred că domnia sa are posibilitatea de a termina cele două mandate, cei 10 ani, cu un rezultat, să spunem, spectaculos pentru România. Acesta ar fi rezultatul aderării noastre de plină la spațiul Schengen. Aceasta este grija mea, să văd cum se termină mandatul domnului președinte Klaus Iohannis și să-l văd terminându-se cu un rezultat pe care îl așteaptă absolut toată populația României. Dar în funcția de președinte al Consiliului European, îl creditați cu șanse? Acum, haideți să vorbim iarăși de matematica electorală, da. Matematica politică, dacă îmi permiteți. Și anume, sunt patru poziții în sistemul Uniunii Europene care sunt puse în joc ca urmare a alegerilor pentru Parlamentul European. Aceste poziții sunt cele ale președintelui Parlamentului European, președintelui Comisiei Europene, a Consiliului, de care dumneavoastră mă întrebați, da. Și un altul reprezentant de politică externă. Vor fi necesare minimum 3 grupuri politice pentru majoritatea. Asta înseamnă că cel mai mare grup, Partidul Popular European, la care este membru și domnul președinte Klaus Iohannis în acest moment, va trebui să ia sau va putea să ia maximum 2 din cele 4 poziții. Asta înseamnă Parlamentul European, după cum văd eu astăzi președinția Parlamentului European și probabil, posibil, președinția Comisiei Europene. Sigur că dacă mai ai 2 aliați, va trebui să cedezi celor 2 aliați câte una din pozițiile, cea de care mă întrebați dumneavoastră de președinte al Consiliului și cea de reprezentant de politică externă. Sigur că se mai pot crea poziții. Se vorbește acum despre o nouă poziție în Comisia Europeană, care este comisarul pentru apărare. Sau va fi comisarul pentru apărare. Cu siguranță că va fi un vicepreședinte executiv al noii Comisii Europene. Dar aici deja am intrat pe tărâmul speculațiilor, pentru că noul președinte al Comisiei Europene, care va fi ales acum, nu știm dacă în iulie sau în septembrie, va fi cel sau cea care va impune arhitectura comisiei pe care o va conduce, deci posturile concrete din noua Comisie Europeană. Bun, deci are totuși o șansă președintele Klaus Iohannis în funcție de aritmetica parlamentară și de negocierile dintre grupurile politice. Posibil, dar, repet, aceste decizii se vor lua în luna iulie sau în luna septembrie, iar din câte cunoaștem, mandatul domnului președinte durează până în 21 decembrie 2024. Da, da. Știți că au mutat alegerile prezidențiale mai repede, în luna septembrie. Deci s-ar putea să-l ajute încă calendarul. Nu știu, pentru că deocamdată nu au fost mutate aceste alegeri, ci a fost doar creată posibilitatea de a fi organizate alegeri mai devreme. Această posibilitate a fost chiar propunerea UDMR, pe care noi am făcut-o încă anul trecut, atunci când nu știam că se va decide de către actuala coaliție de guvernământ comasarea celor două alegeri în 9 iunie, Parlament European și alegeri locale, așa că mandatul președintelui nu poate fi scurtat. Este vorba de momentul alegerii, care este altceva, ca și cum exact în situația în care noi alegem primari și consilii locale și județene în 9 iunie, dar acești consilieri aleși, acești primari aleși, își vor prelua mandatul doar din 21 sau 22 septembrie. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru explicații, domnule Winkler, și vă mai aștept aici la România Politică. Vă mulțumesc frumos. Până să ajungem la Bruxelles, în plenul Parlamentului European, în Comisia Europeană și în alte instituții europene, rămânem cu picioarele în România. Facem turul țării. Știți deja, probabil v-ați obișnuit cu campania noastră. Am fost în diverse locuri din această țară, în Tulcea, în Sibiu, în Galați. Săptămâna aceasta vom fi prezenți la Baia Mare. Colega mea, Larisa, va fi mâine seară de acolo. Haideți să urmărim un scurt material.
Una dintre cele mai frumoase clădiri din Baia Mare, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, este reabilitată în acest an cu fonduri europene. Clădirea va fi reabilitată integral, reorganizată și din punct de vedere a spațiilor expoziționale, iar în spate Teatrul de Vară intră în refacere totală și va fi, exact cum se poate vedea în aceste imagini, inclusiv acoperit cu 1050 de locuri pe scaune, scenă, absolut tot ceea ce este necesar, astfel încât acest spațiu să poată fi redat municipiului Baia Mare și județului Maramureș. Banii de la Uniune s-au luat și pentru Spitalul Județean Baia Mare. Instituția are acum un parc fotovoltaic compus din 2000 de panouri solare. Proiectul a costat aproape 8 milioane de lei și a fost finanțat integral prin programul operațional Infrastructură Mare. Am implementat un proiect prin programul operațional Infrastructură Mare pentru reducerea consumului de energie și pentru producția de energie în regim propriu, adică mai pe scurt pentru consumul spitalului județean. Am implementat un proiect care reduce practic consumul cu peste 70% pentru Spitalul Județean Maramureș. Asta înseamnă o economie de peste 2 milioane de lei pe an. De curând, Spitalul Județean a beneficiat și de lucrări de reamenajare, reabilitare și modernizare. Pot spune că în acest moment reabilitarea aceasta care se întâmplă la nivelul unității de primiri urgență va fluidiza foarte mult traficul pacienților și va reduce timpii de așteptare. De altfel, este una dintre prioritățile noastre reducerea timpilor de așteptare, pentru că oamenii nu mai au răbdare, îi înțeleg, au probleme și urgențe medicale care nu îi țin disponibilizați, să zic așa, prea mult timp în centrele de primiri urgență. Casa de Cultură a Sindicatelor, o altă clădire emblematică a orașului, nu a beneficiat de un buget pentru reabilitare și pare că a fost uitată de autorități. Aici e nevoie de un proiect de reabilitare integrală care să pună în valoare această clădire de patrimoniu până la urmă, că arhitectural este o clădire frumoasă și are spații multifuncționale foarte, foarte binevenite pentru comunitatea băimăreană. Baia Mare are un cinematograf, dar e în paragină și nefolosit de peste 15 ani. Localnicii nu se pot bucura nici de un ștrand în timpul verii. Locul în care ar fi trebuit să existe plaja și bazinele cu apă este plin de gunoaie și buruieni. Păcate, de foarte mulți ani nu mai funcționează acest ștrand. S-a tot promis de-a lungul timpului că se va reabilita, după aceea că se va construi un aquapark în locul ștrandului, tot felul de alte investiții, însă nu s-a pornit efectiv absolut nimic, iar ștrandul arată în situația în care îl vedeți. Este nevoie de o astfel de investiție și o investiție minimală până la urmă, refăcut bazinele, refăcut spațiile verzi, funcționalitățile esențiale, astfel încât măcar pe timp de vară băimărenii să se poată bucura de un astfel de spațiu. Numai că localnicii și-au pierdut răbdarea și mai ales încrederea în autorități. Școli nu, spitale nu. Ce să vă mai spun? Locuri de muncă. În afară de supermarketuri, nimic. Nu știu de când s-au închis aici ștrandul, de ani de zile. Vă lipsește mult? Da. Cineva, o casă de cultură? O amintire. O amintire după vremurile noastre. Consiliul Județean va depune o cerere de finanțare pentru proiectul Aquapark Maramureș din Baia Sprie. Parcul de distracții se va întinde pe o suprafață de 130.000 de metri pătrați și va cuprinde, pe lângă bazinele de înot, terase și grădini interioare. Îmi doresc să salvăm tot ce înseamnă clădirile de patrimoniu, să refacem infrastructura culturală a municipiului Baia Mare, spațiile verzi, parcurile, spațiile din spatele blocurilor, dar clar îmi doresc o dezvoltare economică sustenabilă pentru municipiul Baia Mare și de aceea vom investi atât în infrastructură, în mobilitate urbană, cât și
în alte obiective, cum ar fi parcurile industriale. Tot în Baia Mare se lucrează și la extinderea și modernizarea terminalului pentru pasageri la aeroportul internațional Maramureș. Lucrările costă 43 de milioane de euro, iar la finalizarea proiectului, aeroportul va avea o suprafață de aproximativ 14.525 de metri pătrați și va asigura condiții de zbor la standarde europene. De la Baia Mare ne-am întors puțin la Bruxelles, la București, dar doar cu gândul să plecăm la Bruxelles, pentru că am început emisiunea cu numărul de semnături pe care un partid sau un candidat independent trebuie să-l strângă pentru a putea intra în competiția electorală pentru Parlamentul European. Încheiem așa discuția despre eforturile depuse de partide și independenți în campanie pentru a reuși să ajungă la Bruxelles. Alături de noi, prin telefon, Vlad Gheorghe, europarlamentar ales pe listele USR, devenit între timp independent și candidat independent pentru Parlamentul European. Am zis bine, domnule Vlad Gheorghe, da? A zis foarte bine, mulțumesc pentru invitație. Cum e pentru un independent să strângă 100.000 de semnături? Foarte, foarte greu, mai ales când avem 3 săptămâni și ceva maxim ca să le strângem. Sunt în continuare în față la Biroul Electoral Central, tocmai am ieșit după validarea semnăturilor, am intrat cu 119.523 și am ieșit cu 119.318 sau ceva de genul acesta. Dar cum se verifică? Semnătură cu semnătură sau prin sondaj? Se verifică semnătură cu semnătură, erau cam 12 persoane care verificau dosarele noastre, noi am avut observatorii care asistau la verificare și s-a luat filă cu filă. A mers destul de repede pentru că noi am făcut un efort foarte mare pentru a aranja ca să fie ușor de verificat și ne-au mulțumit oamenii de la Biroul Electoral Central și am primit și premiu cu coroniță pentru că am avut cele mai puține semnături anulate dintre toată lumea de până acum, lucru cu care mă mândresc foarte tare. Și cum ați reușit să strângeți peste 100.000 de semnături? Cel mai important a fost efortul celor care ne-au trimis liste. Au venit foarte, foarte multe plicuri, am documentat tot efortul oamenilor. Am primit liste din Suedia, din Brașov, din Maramureș, de la Paris foarte multe, de la Bacău. Spun de la Bacău pentru că am primit mesaje astăzi de la oamenii de la Bacău care mi-au trimis liste și care au spus că nu am menționat în live Bacău, uite că am menționat acum. Am primit liste de peste tot, liste cu o singură semnătură, foarte importante, dar și plicuri cu 10 liste pline cu semnături. Așa s-a strâns larga majoritate. Vă faceți speranțe totuși să ajungeți în Parlamentul European? Nu fac deloc speranțe. Fac campanie ca să ajung în Parlamentul European. Nu discutăm despre speranțe aici. Vedem deja puterea mesajelor pe rețelele de socializare, vedem că am reușit să mobilizăm atât de mulți oameni într-un timp atât de scurt, vedem că am reușit nu să aducem 100.000 de semnături, ci să aducem aproape 120.000. Asta înseamnă că fără îndoială se poate să primim numărul de voturi necesar. Oamenii se mobilizează, cetățenii se mobilizează, așa că nu e vorba de speranță, e vorba de vot. Eu nu vreau să vă curme elanul, dar dacă mă uit în istorie, văd doar 3 europarlamentari independenți pe care i-a dat România. Laszlo Tokes cu susținerea UDMR, Elena Băsescu cu susținerea tatălui, președintele României de la acea vreme, și Mircea Diaconu cu susținerea unui trust mediatic. Acum o să vedeți și al patrulea caz cu susținerea cetățenilor și a rețelelor de socializare, totul natural, fără niciun fel de partid în spate sau în față, pentru că oamenii arată foarte clar că s-au săturat de partide și cred că o să vedeți și în celelalte alegeri, o să vedeți candidați independenți de succes, pentru că, repet, lucrurile s-au schimbat, nu mai sunt ca pe vremuri și nu mai e nevoie de un partid care să te susțină. N-ar fi fost mai util, mai pragmatic, politic, să candidați pe aceeași listă cu Dacian Cioloș, cu Reper, să nu vă disipați voturile? Ar fi fost mai ușor să candidez pe o listă de partid, ar fi fost mai ușor pentru mine, pentru că am primit oferte cam de la toată lumea, asta nu vă ascund,
S-au și spus o grămadă de fake news-uri despre mine, că merg la, la partidul X sau la partidul Y, nu la... numai la acel partid. S-au spus că merg, m-au luat la rând și de la PSD și de la PNL. Eu am fost peste tot, dacă întrebați diversi oameni. Uite că astăzi sunt foarte candidat independent și o să fiu și independent pe buletinul de vot, cum am spus de la început că o să fie. Și am ales calea mai grea, dar calea corectă în opinia mea, pentru că toate partidele au dezamăgit și continuă să dezamăgească și partidul din care am făcut parte nu mai are niciun fel de legătură cu partidul pe care eu l-am înființat în 2015. De ce spuneți că nu mai are nicio legătură? Că tot USR se numește. Numai denumirea a rămas aceea și, mă rog, acum nu se mai numește așa, pentru că după mariajul cu alte partide de reamintire, pe care nu o să le menționez acum, a făcut așa o infuzie de metecne vechi și dosare penale, un lucru pe care eu nu pot să-l susțin în niciun fel. Am înțeles. Ce vă doriți, domnule Vlad Gheorghe, de la acest viitor mandat, dacă ajungeți în Parlamentul European? Vreau să termin inițiativa legislativă europeană, iale banii pentru confiscarea averilor nejustificate, un lucru pe care l-am început deja, și vreau să le iau și banii austriecilor pentru faptul că nu ne lasă să intrăm în Schengen și aș mai vrea să le mai iau și niște despăgubiri pentru umilințele pe care le suferim acum, tocmai pentru că am intrat cu acest mic pas în Schengen cu avioane, dar de fapt n-am intrat, că chiar astăzi am primit un video de la München, dacă nu mă înșel, în care la scara avionului Tarom toți pasagerii români au fost căutați de pașapoarte. Deci, într-un cuvânt, aș vrea să continui inițiativa aia ale banii și o să vedeți că o să fac asta. Președintele Klaus Iohannis, ce șanse are să obțină o funcție importantă la Bruxelles în această perioadă? Fără îndoială pot să spun că am eu șanse mult mai mari ca independent să ajung în Parlamentul European decât are Iohannis șanse să ajungă pe o funcție importantă. De ce? În niciun caz nu are niciun fel de șansă la funcția pe care și-o dorește la NATO. Am văzut astăzi, apropo, o dovadă de invidie și despotism politic când a ordonat să fie dat la o parte un protestatar care îl deranja și care nu-i făcea decât niște critici. Știm, există niște imagini virale cu Marian Ceaușescu, care a fost victima unui abuz pe care l-a ordonat chiar președintele Iohannis, mă rog, viitorul fost președinte Iohannis, că nu mai are mult din mandat. Dar totuși, ok, înțeleg că nu are șanse la NATO din perspectiva dumneavoastră, dar la Consiliul European, un alt reprezentant pentru politică externă, comisar european pentru apărare, trebuie să se găsească ceva. Un președinte de țară nu ar trebui vreodată să accepte să fie comisar european după ce a avut două mandate. În niciun caz un președinte al României, o țară mare, foarte importantă, graniță a Uniunii Europene și cu cea mai lungă graniță noastră cu Ucraina aflată în război. Niciodată un președinte demn de țara noastră nu ar putea să accepte o astfel de funcție, în afară, bineînțeles, de Iohannis. Dacă Iohannis este fericit doar cu un bilet de avion de două ori pe săptămână către Bruxelles, asta este problema lui, dar din păcate devine și problema noastră, pentru că este o înjosire pentru funcția pe care o ocupă acum. Mulțumesc mult pentru explicații, domnule Vlad Gheorghe, succes la alegeri și vedem cum o să vă descurcați în campania electorală din postura de independent. Deocamdată, primul pas l-ați făcut, ați reușit să strângeți numărul de semnături. Mulțumesc mult, seară bună! O seară bună! Noi am ajuns la final, încheiem așa optimist când vine vorba despre procesul electoral. Cu cât se adună mai multe partide și mai mulți candidați independenți la startul competiției, cu atât mai bine pentru democrația din România. Atât pentru astăzi, ne vedem mâine seară la o nouă ediție România Politică.